doamnelor și domnilor, vremea de afară nu ne ține în redacție sau în platou. La invitația telespectatorilor, întreabă Ghețu, ajuns la Căușeni. Haideți să vedem ce mesaje au localnicii. Să mergem! Tradiție frumoasă să purtăm un mărțișor de primăvară? Da, desigur. Desigur, îl purtăm de când ne ținem minte. Ceea ce am văzut la părinți, aceea am preluat și continuăm și noi. Copiii sunt astăzi la fel de receptivi să poarte mărțișor? Desigur, da. În cea mai mare parte poartă bunelile, mămicile, tăticii, nanele, care au grijă, le dăruiesc câte un mărțișor și ei la fel. Dumneavoastră, de unde aveți mărțișorul? Cine vi l-a dăruit? Un om foarte drag. Aproape inimii. Dumneavoastră, cum vedeți, care este drumul corect astăzi pentru Republica Moldova? Drumul corect? Păi este o... Consider eu că e o integrare europeană, că spre acolo mergem, spre acolo ne îndreptăm, dar până acolo avem multe de făcut, de muncit cu noi înșine chiar, să ne reeducăm, să ne redezvoltăm, să ne trezim la viață, să înțelegem ce dorim de la viață și încotro să mergem. Per ansamblu, ca și națiune, noi știm ce ne dorim astăzi? De unde să pornim? E foarte anevoios de spus sau să găsim o formulă pentru așa ceva. Omul simplu de la țară, el își dorește stabilitate, își dorește pace, își dorește bunăstare, o, nu știu, un salariu decent, o pensie care ar putea să-i permită un tratament la medic sau o odihnă undeva. Cel care muncește la pământ nu prea se gândește la integrare europeană, dar ar trebui să aibă grijă cei pe care i-au ales poporul să decidă. Doar popor să-și expună părerea prin alegerea lor. Dar ține mult de guvernarea țării, ține mult de cei care ne conduc țara. Pentru că discut cu multă lume și unii îmi spun, uite, Natalia, tot se promite integrarea europeană de ani buni. Astăzi cine pune piedici în drumul Republicii Moldova către UE? Să vă spun cum gândesc eu. Eu mă gândesc că pun piedici ceia cărora nu le place legea. Cei care încalcă deseori legea și cei care deseori au trecut pe lângă lege. Omului simplu este mai lesne să respecte legea. Dar oamenii care au pondere mare sau care au influență sau care au interese proprii, dar în Moldova interesul propriu este pus în capul mesei. Părere de rău. De ce nu legea stă în capul mesei? Pentru că cumva toți care până ajunge la putere, spun că atunci când vom veni noi, lucrurile vor sta altfel, legea va funcționa, va triumfa adevărul, vom da dovadă de transparență în tot ceea ce facem. Vedeți astăzi această transparență în lucrurile cum derulează în țară? Nu prea se vede, se simte poate în acte reglatorii, poate în presă, poate... Eu știu, la nivel de informație, dar la nivel de implementare, cu părere de rău, nu prea se simte și omul simplu nu o vede. De 30 de ani tot am trecut prin așa lecții și nu ne-am învățat. Și ne pare foarte rău că au trecut deja câteva generații care astăzi nu mai sunt în țară, au plecat, că au văzut că aici nu e ceea ce își așteaptă pentru copii, nu e viitorul pe care și l-ar dori pentru copiilor, pentru părinților. Deci și majoritatea nu s-au putut împăca cu acest gând și au plecat. Din cei care au plecat,
atunci când au plecat, o bună parte spuneau, sau cel puțin au plecat cu gândul că vor munci un pic, vor reveni acasă, dar realitatea de fapt este alta. O bună parte s-au integrat și sunt bine mersi acolo, au copii, deja unii și nepoți din prima generație care a plecat. Cum motivăm să aducem diaspora acasă? Vedeți în general o soluție în acest sens? Pentru că promisiuni știm că sunt, dar, cum spuneam, realitatea e dură. Pleacă aceasta este dura și dureroasă situație care s-a creat și nu a plecat nimeni din eu știu că nu-i mai place aici în țara asta. Fiecare care din cei care au plecat trăiește până astăzi dorul de casă, de părinți, de casa părintească, de satul de unde au pornit. Nu se întorc deoarece nu au la ce se întoarce și ei nu am fost printre cei din diaspora, dar știu precis că dacă ar avea la ei acasă un loc de muncă bine plătit, un salariu decent, condiții pentru copiii lor și chiar și aceleași legi pentru a iniția și a crea o mică afacere ar fi mai transparente, ar fi mai deschise pentru oameni, la sigur că s-ar întoarce, dar asta nu depinde de noi, depinde de clasa politică, depinde de voința politică și depinde mult, nu știu, de legile pe care le avem bune, dar nu funcționează. Clasa politică, cum ați descriu astăzi? În câteva cuvinte? În câteva cuvinte să descriu? Nu știu, este o clasă politică care s-a deosebit prin ceva și a venit la putere pe valul trezirii naționale, pe valul diasporei, dorința lor de a se reîntoarce acasă, dar n-au fost suficient 4 ani sau nu au lucrat prea bine sau n-au găsit cheița încă. Sperăm că vor găsi-o, dacă nu... Unul din motivele pentru care motivele care sunt invocate este războiul de la graniță. În ce măsură vedeți că acest război a influențat viața în Republica Moldova? Cel mai ușor să dai vina pe cineva. Desigur, acest război este în spatele nostru, este vecinul nostru apropiat și nu putem spune că nu ne-a afectat. Ne-a afectat foarte mult. Și economic, moldoveanul este de firea lui săritor la nevoie. Și a rupt poate din bucățica lui și a oferit și celui care suferă la moment. Dar am observat și eu deseori retorica că toată vina este la război. Este un eveniment foarte tragic în zilele de astăzi, copiii să știe ce înseamnă război la câțiva kilometri de țara noastră. Sperăm că totul o să fie bine și bunul Dumnezeu va coborî pacea și liniștea peste vecinii noștri și ne vom simți și noi mai bine, mai în siguranță. Asistăm în ultima perioadă la vizite dese a unor politicieni în Federația Rusă. E bine sau e rău? Dar opinia dumneavoastră, iată, doamna Bașcană din Găgăuzia a avut recent o întrevedere, a dat mâna cu Putin. Nu știm despre ce s-a discutat, dar în postarea făcută de dumneavoastră era menționat faptul că drepturile celor din autonomie nu sunt respectate. Cum comentați? Cum vedeți? Pentru că cu siguranță ați mers și în autonomia Găgăuzia. Am mers doar în excursie, sunt oameni buni și frumoși acolo la suflet. Părerea mea că sunt manipulați. Sunt manipulați, că e bine că pleacă în Rusia, că nu e bine, e decizia lor, la urma urmei, dar nu cred că poporului din teritoriul acela este mai bine că au plecat politicienii într-acolo. Trebuie să avem o viziune clară, să ne orientăm deja în altă parte sau chiar dacă nu ne mai orientăm spre Rusia, atunci să găsim o poziție unică, să fie a noastră, nu a cuiva, să o împrumutăm de undeva. Părerea mea că vizitele, cum sunt și în Europa sau în... unele aduc și foloase și se văd, omul poate le simte prin niște acțiuni concrete, dar unele sunt doar de PR și de politic. Pe voastră unde munciți? Să vă zic unde muncesc, la școală, la un gimnaziu cu un număr foarte mic de elevi. Și ne doare inima că sunt copii din ce în ce mai puțini. Și degrabă o să fim și noi nevoiți să urcăm într-un autocar cu copii, să plecăm într-un alt sat.
la școală va fi pus lacătul? Vom vedea, vom trăi și vom vedea. Sperăm că se va păstra clădirea sau se va reorganiza într-o altă instituție, să zic. Ce localitate predați și ce predați dacă sunteți profesori? Nu am niciun secret. În comuna Tănătarii Noi, raionul Căușeni. Activez la clasele primare, învățător de clasele primare. O muncă colosală, o muncă grea. Eu aș vrea să le spun tinerilor care se nasc cu vocații, cărora le plac copiii, să meargă pe acest tărâm, că este formidabil, este extraordinar. Te încarci de energie de la ei în fiecare zi, chiar dacă este o zi însorită cu ploaie, ei îți aduc un zâmbet, îți aduc un mărțișor, îți aduc o îmbrățișare. Salariul e motivant? Pentru mine, da, deocamdată, da. Eu sunt mulțumită de ceea ce am, de ceea ce am obținut până acum. Mulțumim tare mult! Dumneavoastră! Bună ziua! De la TV8 suntem, plouă afară. Dar gine, ne bucurăm. Tare bună, e la timp. La timp, nici nu-i vorbă. Nu să ai plouă, îți dai de azi plouă, vă două zile. Dumneavoastră încotro merge? Unde mergeți? La Ploștiubii. Pe Cataban mi se duce autobuzul. Cum e viața în Coștiubii, ne-ați spus, da? Ploștiubii. Cum e viața acolo, Ploștiubii? Normal. Cam e rău în timpul de față, cu piețe, nu-mi măresc piețe, dar și așa. Ce ați luat bună de aici, de la Căușeni? Poftim? Ce ați luat bun? Mere, nici de sagi, nici de tiulcă, altceva și eu. Mai bun și este. După bani. Prețul la tormurile astea scumpe. Zi frumos! Mulțumim de ziua! Ce faceți? Mergeți încotro? Fărlădeni noi. Cum e viața la Fărlădeni? Da, unde nu e nici gaz, nici apă, nici sadic, nici magazin de stat, nici poștă, tot nu-i scolo din sat. Tot. Nu i-a rămas oameni orfeni în satul ăla. Nu aveți grădiniți? Nu avem nici grădiniță, nici școală, nici gaz, nici apă, nici magazin de stat, nu avem nimic. Tot e format. Dar câți ani urmă au închis școala? De mult. Copiii unde merg la școală? Am oși la Tănătare Noi, dar nu se închide și acolo școală. Pentru că sunt puțini copii. Puțini copii. Dar ce mai ușor de duci copiii? Schinuie să vină pe omăt, pe zișorniță. Sau e mai ușor de aduci doi investitori în sat? Profesorii cam greu sunt convinși să fie aduși în sate, să predea, din păcate. Pe de altă parte, să întreții o școală necesită foarte multe cheltuieli. Da, și mai avem o durere încă, că de când lupt eu, 30 de ani, cu 33 de ani, de când a fost războiul în Prinistrovia, și eu nici în ziua de azi documente n-am. Dacă am legitimație vechi, am. Și nici acum nu pot să o pun pe asnou. Dumneavoastră ați luptat în războiul de Prinist? Da. Și am legitimație vechi, este. Și dacă am luat pe drumul și nici acum nu pot să o fac. Conflictul transnistrian va fi vreodată soluționat? Nu știu. Nu știu, nu pot să vă spun nimic. Dumneavoastră, cum credeți? O să fie găsit vreodată o soluție ca să nu mai avem aceste posturi, așa numite vamale, să circulăm în stânga Nistrului fără graniță, fără controle, fără așa numiți pacificatori? Asta și foarte bine, că e tot Moldova, dar nu știu de ce așa. Așa e conducerea sovietică. Acolo gazul mi-e ieftin. Cu multă e mai ușor de trăit în Pridnistrovia, ca la noi în Moldova. Tot o scumpit. Nu mă trebuie să fugim peste hotare, că altă valoare nu avem. Aici banii ăștia nu-i face. Bună ziua! De la TV8 suntem în ospeție aici în Căușeni, Natalia Ghețu. Încotro merge? Să luăm de alimâncări și nu pot mai să jucăriele și vreau pentru nicoțel să iau o mașinică. Mătrie, voi. Bunicuța pregătește un cadou frumos. Bărcișor. Le dai bani și îi iau ce trebuie. Important, bunica să aibă bani în buzunar, da? Da. Un pensionar astăzi, cum se descurcă? Cam greu, dar și să faci. Așa e viața. Cine ar trebui să facă viața mai ușor? Noi singuri. Poporul trebuie. Oamenii de rând trebuie. Poporul este unit. Știm încotro mergem. Da, spre Europa. Eu cred că să fie bine. Tragem nădejde. Mulți au o altă parte a societății, are altă opinie. Își doresc relații cu federația. Nimeni.
fiecare cu opinia lui. Eu cred că cu Europa sunt fie mai bine. Ajutoare vedem că sunt multe. Drumurile reparate, școlile... Grădinițele, terenuri de joacă se fac multe, România ajută și alte țări. E corect că doamna Sandu a decis ca să fie acest plebiscit în care oamenii să spună clar că integrarea europeană este calea bună sau nu bună pentru țară? Eu cred că e așa trebuie. Să nu se cheltuiască bani, să facă referendum, pe urmă alegeri prezidențiale. Eu cred că la un loc totuși să face o economie. Dar noi pentru și trebuie economie. Cine astăzi își dorește destabilizarea? Ați spus că drumul corect este Uniunea Europeană. Sunt astăzi piedici în calea europeană? Cine le pune? Ție, Kremlinul. Noi mai zicem nepotul lui Hitler de la Kremlin. Iată, recent doamna Guțulu, Bașcana, autonomie găgăuze, a dat mâna cu Putin. Cum vedeți această întrevedere? Eu sunt contra. Destabilizează. Toți trebuie să mergem pe un drum. Dar nu unul, caracul. La stânga și la dreapta. Un sfat pentru cei care sunt la guvernare. Curaj și spune adevărul. Cum e viața aici la Căușeni? Da cum? Ca la toată lumea. Mai rău și mai bine. Trebuie să mergem înainte, nu? Să mergem înainte, să ne fie tuturor bine, e nevoie de ce în Republica Moldova? De dus, de așezat guvernarea, atât care și mai de sus. Că țăranul e țăran, de când el mușește, dar dreptate noi. Tătă-i scump, leafa mică, așa e. Dumneavoastră unde munci? La Cap Larj. E o muncă grea? Nu. În picioare, ca tot lucru. Tot ce-ți faci, tot în picioare. Plătit? Plătit, la timp. Transportul dus, adus, merge. Sunteți mulți angajați acolo? Da, foarte mulți. Sunt două ture, sunt foarte mulți. Dacă ați pomenit că unde e mai bine, unde e mai rău, să le luăm pe rând. Ce lucruri trebuie de îmbunătățit în Republica Moldova? De la ce să pornească guvernarea? Pentru că oamenii spun că probleme sunt multe. Unii vor salarii, alții vor drumuri bune. Dumneavoastră, opinia dumneavoastră? Toate odată nu o să le fac. Trebuie toți pe rând. Toți să fac pe rând. Da, drumurile foarte rele, dar nu numai drumurile. Leafa e mică, benzina scumpă foarte, este multe nuanțuri, dar ce să faci, așa? Ce mesaj? Ce facem pe toate? Ce mesaj aveți pentru cei care sunt la putere astăzi? Să facă regulă în țară. Fac regulă? Cam nu vrem, așa. Se vede, dar puțin, foarte puțin, foarte încet. În ce domeniu ați simțit, iată, că cât de cât lucrurile se schimbă, se mișcă din loc? De ce lucruri? Care zic că drumul spre Europa, care e, mă rog, care și cum. Dumneavoastră sunteți pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Cam așa. Avem mult de lucrat noi ca și neam, guvernarea, ca și putere. Avem mult de lucrat ca să ajungem... Foarte mult, încă nu știm câți ani ați și puteți. Foarte mult de lucrat trebuie. Integrarea europeană depinde doar de cei care sunt la guvernare sau depinde și de noi, poporul? Noi, tineretul, mult tineret care a plecat cu hotare în țară, uitați-vă prin sate, foarte puțin tineret acum, trebuie să plecați cu hotare. Îi aducem acasă sau deja viața lor e acolo, cei care au plecat? Da, cam vin și e singur cam vin, cam și la Europa tot cam foarte greu și acolo. Dar unii te duci și noi acasă, nu nicăieri. Ați fost peste hotare vreodată? Foarte mult, am fost la Germania și la Belgia și la Cehia și... La Portugalia am fost. Am fost, dar cum? A fost muncă grea? De ce ați revenit? E mai bine acasă. E mai bine. Cum ne dai, mai bine. Ții acasă și o pasăre, ții și o șeie, ieși lângă copii, lângă familie.
că mulți care se duc peste hotare, mulți se despart, mulți, este probleme, sunt care și vieți. Dar e mai bine acasă. Părinții rămân singuri acasă, bătrânii mă uit singuri, dar și copiii peste hotare, la un Paște, blăjenului acasă, la un an nou, trebuie să vină acasă. La un 8 martie? La un martie, o, corect, da. Dar tot ce faci, tot ce faci prin telefon, o felicitare, o nestea, dar e mai bine când ești acasă. Am pierdut părinții, s-au trecut din viață, este atent și acasă. Gospodării, două gospodării, trebuie să alergi. Aici, la partea cealaltă, este o leagă de muncă. Dacă ești baltă, așa nu-ți face nimeni. Ce țară din Uniunea Europeană v-a plăcut mai mult modul de trai? În Belgia. Ce anume v-a plăcut? Trai acolo, lumea, altfel. Nu, că lumea acolo n-avea cu ce discuta, că dacă limba nu prea o știi, dar tot. Acolo altfel, curățenie, salariul tot la timp, 8 ore pe zi de muncă, nu că mai mulți lucrezi, 10-12. Așa, foarte bine. Dacă s-a terminat ora de muncă, ai lăsat tot și ai plecat. Nu e program cum la noi, mai lucrează un pic. Nu. La dâns așa e regulă, că nu se dă voie mai mult de 8 ore. Amendă dacă îi prinde. S-a văzut cu Putin. Cum vedeți această întrevedere? E, așa cam văd și cu Pidnestrovia și cu Găgăuzia, cam acolo e mult. Nu știu, da. Este, nu știu ce să știu mai departe, să vedem. Nu pot. Faceți grijă. Foarte, da. Da. Dar trebuie de, nu cât de temut, dar viața așa, așa e grea, da. Și politicienii mai complică un pic. Aici, da. În aceste momente am ajuns la piața de la Căușeni. Eu sunt cu lactate în piață. Se vând lactatele în piață? Da, se vând. De unde luați lactatele? Am vaci acasă. Câte aveți? Două. Și aproximativ cât, de câte ori pe săptămână veniți aici? Trei. E convenabil să crești văcuțe? Așa. Nu prea? Nu prea. E multă muncă? E multă muncă și venit puțin. Nu prea este lume. Lumea e plecată, nu prea lume este cum era înainte. În piață stați mult timp până vindeți, totuși cererea e mare, pentru că mai puțin lapte natural, brânză natural. În piață stau de pildă de dimineață până la amiază, până la 1. În țară cum stau lucrurile? Așa, cam pasiv, cam nu prea să nișcă în țară nică. Mulțumim tare mult, o zi frumoasă! La revedere! Bună ziua! Stați un pic la dos, spune doamna! Nu, afară nu-s cumpărături, nu e nimeni pentru că plouă sau pentru că nu e lume. Da, chiar nu e lume, puțină lume. Sâmbătă și duminică mai îmblă, dar în zile de iese nu e lume. Nu știu, au plecat în psihotare, ori... Nu au bani? Ori nu au bani, așa asta e o problemă. Dumneavoastră ce vindeți? Sămânțuri, pentru primăvară. Verdeață, se cumpără verdeață. Dacă este lume, se cumpără și verdeața, dar dacă nu e lume... Început sezonul semințelor, pentru că lumea pune în pământ, vor o roșie de acasă, un morcov și nu doar. Cum merg vânzările cu semințele? În comparație cu anii trecuți, foarte slab, foarte puțin. Poate că e început de sezon. Poate că e început de sezon, dar încă o problemă, că lumea a plecat și a rămas numai bătrânii, dar bătrânii... Nu mai pun ca pe timpuri. Nu pot lucra așa cum lucrau. Dumneavoastră, cum ați descrie situația în Republica Moldova astăzi? Încă satisfăcătoare, aș spune.
primim la vreme pensiile, lumea care are de lucru liefurile și încă n-aș spune că încă e rău. Cum facem ca să nu mai plece oamenii din țară, ca tineretul să rămână aici acasă, să-și crească copii aici în Republica Moldova? Acum, dacă ori deschide locuri de muncă și ori fi bine plătite, lumea n-a să plece. Că și peste hotare nu-i așteaptă nimic cu brațele deschise. Tot și acolo trebuie să muncești. E nevoie de muncă oriunde, fie că ești aici, că e nevoie de voință, să te trezești dimineața, să știi unde mergi, ce faci. Stabilitate trebuie. Dacă ar fi stabil și ești tiner, ori rămâne aici, ori crești copii, ori faci căsă, cum înainte. Dar dacă nu-i stabilitate, și lumea pleacă, fiecare cată să-și... Un loc sub soare? Da, să... Hai, bă, și să întreține copiii și la școli și la grădiniți și la... Sunt cheltuieli, dar dacă nu ai de lucru... Dumneavoastră aveți rude peste hotar? Copiii sunt plecat peste hotare. Asta-i. A rămas doi singuri, doi moșnești singuri. Bătrânei, adică nu moșnești, cât bătrânei. Și... De... Știu că e bine și mă bucur. Asta vă liniștește. Da, și mă bucur. Dacă să stai aici lângă mine și să-i văd că n-au cu și își trăie traiul și cu și își întreține copii, cred că mai mare jelea mi-ar fi. De unde sunt? În Elveția am doi fișori și în America. Peste ocean? Peste ocean, da. Ați fost peste ocean? Încă nu. Eu nu sunt altă zduși. A fost o durere mare, probabil, că v-au spus că... Foarte mare. Și am unul ne putem veni în șire, dar ne împăcăm cu gândul că lor să le fie bine acolo. Evident că și alte țări sunt afectate și au fost afectate de migrație. Dar ne raportăm la noi, la țara noastră, la mamele noastre, la bunicele noastre, care, din păcate, nu-și văd nepoții, sau își văd pe telefoanele mobile, prin rețelele de o mare, nu știu cum să spun, că ei sunt telefoanele și le putem vedea în fiecare zi, vorbim cu ei, dar să nu mai fie și telefoanele, ne pare că ar fi foarte dureros. Foarte, despărțirea asta. În Elveția ați fost? Am fost, e foarte frumos. O curățenie care la noi lasă de dorit și îndeopște, e frumos, e curat, e o țară stabilă, lumea e civilizată, păstrează curățenie, păstrează și au, la noi au, dar nu păstrează. Cum se face că, iată, vorbim despre un lucru elementar, curățenie, curățenia depinde de fiecare dintre noi, de mine, de dumneavoastră, de omul care merge, iată, vis-a-vis de noi. Cum se face că acolo e posibil să nu arunci o pungă, să nu arunci, nu știu, orice în stradă? Iată, la noi... Mentalitatea e alta. E altă mentalitate. La noi a fost lumea pe vremuri cum a fost și... Nu se pune în calcul curățenia, cum și amuia e că au rămas resturi, rămășițe de pe vremuri, care le-au intrat în sânge, că el merge pe stradă, zvârlă un ciștoc, zvârlă o hârtie, zvârlă și... Da. Reformele astăzi necesare pentru popor sunt care? Reformele justiției, dar justiția la noi nu lucrează. Deloc? Aș spune chiar deloc, că lucrează în folosul lor. Dar mai mult pentru dânsii, pentru bani, pentru... Dar dreptate nu-i și... Foarte liniștit, nu-i afectează nimic. Văd că se preamblă peste hotare și... Cine? Treabă, dar cine? Al de plahat, ne-au caldit. Cine? Al de șoară, al de cine? Au fost că... Că nu le-au păsat de țara asta și de oamenii ăștia, dar le-au păsat numai de buzunarul lor. Am ei lembri, au bani, au și stancale. Și nimeni nu-i... Banul e putere mare și asupra oamenilor? Clar lucru, clar. Cine are bani, are și putere.
că în ultima perioadă mulți politicieni o țin cu vizitele spre Federația Rusă și Bașcana. Din autonomie Găgăuza a fost în... Îți plătiți și ei s-au trimis ca să facă aici o destabilizare, ca să facă o zăzanie între oameni. Și nu se gândesc că chiar să vie rusul aici, n-a să aleagă. Tu ești rus, tu ești moldovan, tu ești ucrainean sau cine mai ești. Ori să-i ca în Ucraina, ori să-i bombardeze pe toți. Și ori să le distrugă, dar ei nu sunt conștienți și nu se gândesc la asta. Dacă n-or fi plătit și n-or avea interes, ori cred că ei nici n-or să facă pasul ăsta și n-or să duc să închine și să-i chemi aici pentru și să-i chemi. La și să-i chemi? E țara noastră. Și noi, găgăușii, nu sunt din noi și... asuprit sau să discriminat sau să zice că ușa a trăit cu noi cot la cot și în ziua de azi tot trăiesc și familii sunt din moldoveni cu găgăuși și se întâlnesc om cu om, se întâlnește și trăiește probleme. Fără probleme, dar politicienii fac probleme dintre asta. Oamenii găsesc limba comună, din păcate ne dezvină altcineva. Da, ești de sus, ești cu puterea, ești cu bani, ești cu interese. Citeam când veneam în drum spre Căușeni că a apărut un nou partid politic, nu mai dau denumire, dar e cert că numărul 81 la număr, adică al 81-lea partid politic în Republica Moldova, săptămâna aceasta a apărut. O țară așa mică, atâtea partide, apar ca și perșile după ploaie, îmi pare că asta e o prostie destul de mare, că dreptate nu se facă cum n-au făcut nici până acum, multe da, în privința politicii și nici de acord înainte. Chiar de acord și 100 și chiar 2 și chiar cât mai mult. Un sfat pentru cei care sunt la guvernare? Un sfat? Să-și facă munca și... cred că se întoarcă cu fața la popor și la țărișoara asta și să facă, să fie pași, să nu aducă războiul aici în țara noastră. Și cred că asta e. Mă ne dorim să fie pace și în Ucraina și în țara vecină, pentru că războiul distruge familii, suferă. Cel mai mult ne dorim să fie pace. O să fie pașii, a să ne creștem roade, a să ne creștem copii, a să avem bucurii de la viață și tot. Tot e legat de pașii. Faceți un pic de schimbare, să înțeleg, în ogradă, în grădină. Nu, da. Da. Cum vă apar prețurile? Nici nu știu cum să zic. Cred că munca depusă, știu că e multă muncă. Lucrez. 2 ani, da? Da. Dumneavoastră e că sunteți proprietară. Da. Cum merg vânzările? Pentru că doamna spunea că nu prea, deși e sezon. Cumpărături uitează și singur că nu prețurile, n-aș zici că e scump. Dar ce vindeți? Spuneți de ce soia aveți? Diferiți avem, și trandafiri, și pomi, șoare, și copaci, și fructifieri, de fele. Fructifieri să ajungă așa la piață, iată, de genul ăsta, da? Cât timp trebuie să fie crescut? 2 ani. Unde îi crește? La Zăim. Coșeni, Zăim. Coșeni. Faceți naveta încolo, încoace, pentru piață. Da, da, da. Dar cât de rentabil este să crești astăzi puieți, pomi? Rentabil? Tare greu. Vă scoateți cheltuielile? Credeți că o să vă scoateți cheltuielile? Of, cheltuielile nici nu mai zicem nică, dar muncim din noapte în noapte, că venim la 6, aici suntem pe loc, până la ora 3, și de lume uitază nică noi. Dar cine vă ajută în această mică afacere? Eu cu soțul.
aveți cumpărători? Nu afară, cum o să vii? Ploaia de vină. Pe noi ploaia nu ne oprește să ajungem la... Eu ce-ți fac? Dar de obicei când vânzările sunt mai bune la piață? Nu știu. De toată ziua e așa. Cum vedeți în ziua de azi, așa. Îmblă câte unul, doi. Complicat să adunați un pic foarte de venire. Greu. E foarte greu de adunat. Cum să zici? Motivul că e puțină lume sau motivul că oamenii... N-are bani. Motivul că n-au bani. Și nu vreau să lucrez lume, nu vreau să pui să mânți urli în pământ, nu vreau să pui hrăpașică. Chiar și copașii anului să mai părău vânt fetele în față de anul trecut. Parcă suntem țara agrară. Dar și ne smânjează câtă să duci pe hotare. Nu mai e ca pe timpuri, cum fiecare își dorea să aibă și roșia sa și... Tot se vinde, tot se aduce în țară, adică... Mare parte din export. Da. Și lumea, adică iar așa se aduce tot și prețul meu e convenabil decât la noi la piață și lor mei. Cum ați descrie situația la Căușeni? Foarte grea. De trecut ziua de azi, înainte era mai ușor. Adică era vremuri când se duce lumea și la Rusia să face mai mulți bani, dar aici, în timpul de față, foarte greu să face. Dumneavoastră aveți copii, sunt în țară, peste hotare? Învaț, doi studenți am. Aveți doi studenți, să vă trăiască. Și universitatea de stat la medicină și cred că să fac... O să aveți medicul dumneavoastră? Cred că da. E greu astăzi să întreții doi studenți? Cu siguranță, da. Da, e foarte greu de asta. Ne ajunge numai de plătit slujile și de dat lor în geantă mai mult. Să mai stroim, să facem ceva, cum fac și eu părinții noștri, nu facem. Banii nu ajung. Deci munciți, pentru că chiar și acum, deși e început de primăvară, la piață nu e atât de ușor să stai, e destul de frig. Foarte frig și e foarte, cum, e obositor. Venim dintre dimineața la ora 4, mă scol, la ora 4 intră în casă. E foarte greu. Muncim. Marfa, să înțeleg la fel dumneavoastră, o duceți, o aduceți. Da, tot dușim înăuntru și dimineața o scoatem. Femeile le pot pe toate. Dar ce să facem, altă ieșire n-avem. Dar cine vă mai ajută? Soțul. Cu soțul împreună, da. Cu soțul împreună, adică am deschis activitatea pe dânsul și eu ca angajator la dânsul și lucrăm împreună. În general, dumneavoastră vedeți viitorul celor doi copii aici în Republica Moldova? Știți cum să vă spun, eu am muncit după hotare 10 ani de zile, amoi, cum să zic, pentru copiii mei, eu le-am făcut casă-masă. Amoi lucrăm ca să-i fac studii și, da, mai departe, ei sunt hotare pentru deși. Și ați muncit în ce țară? În Rusia am fost. 15 ani. A fost timpuri foarte grei, fără copii, nu crești copii, adică copiii au crescut cu bunii și e foarte greu, adică, da, noi suntem împreună, dar iară tot deja, e greu pentru... Deja sunteți împreună, dar sunt la studii. Mai rar lângă mama. Da, e mai rar lângă noi. Nu știu ce să facem, sâmbătă, duminică vin acasă copiii, ne ajută și pe noi aici, sâmbătă și duminică, suntem împreună toți. Ce să facem? Dumneavoastră a spus că în mare parte tot ce vedem prin piață este de import. Nu spunem că e rău acest lucru, dar când vom avea pe rafturi și în piețe de ale noastre produse? De cine depinde? De agricultori, cred că, dar cred că și de mai sus, fiindcă nu le dă, cum să zici, ajutoare ca să procure. Noi știm, anii și ei lucram cu Ștefan Vodă, că ducem cartofi la dânșa, nu ei s-a smulți plecați din țară, că ei, într-adevăr, nu fac față. Adică nu... De unde l-au aduceți cartofi? De la Chișinău, amuie, de la piața agricolă care... Tot producătorii noștri? Nu. S-a adus, cartofa e adusă. Deci cartofii, noi mâncăm cartofi aduși? Aduși. Țara agrară aduși? Puțin cartofii de noștri, sunt mai mult aduși. Ce țări sunt aduși? Cunoaște? Bielorusia. Republica Moldova vinde în mare parte, mă refer aici în Căușeni, cartofi aduși din Belarus, din Polonia. Dar suntem țara agrară, un paradox. Ce să facem? Așa-i. Dar morcovii s-a noștri? Da, s-a noștri morcovii, da. Se vând? Așa, nu prin ar zici. E rentabil să faci agricultură? N-ar zici. Cine susținează agricultura? Vânzare. Agricultura este susținută de publica. Rău, tare rău.
plouă și ne întrebăm dacă ploaia e de vină că nu sunt cumpărătorii sau alte momente împiedică la vânzare. Ploaia plouă, mulțumesc Dumnezeu că ne plouă, că dacă n-ar ploua n-ar avea roadă. Dar lumea, într-adevăr, noi, lumea foarte mult e plecat. Și cumpărători față de anii trecuți sunt foarte puțini și... Adică... Venit să înțeleg... Sunt de tot. Adică dovedim, dacă mai dovedim să acoperim comunalele, cheltuielele și toate... Da. De cât timp dumneavoastră vindeți la 20 de ani? Ultimii ani foarte multă lume e plecată și vânzări nu... Adică bătrânii au rămas așa, mai slăbuță, leucțică. Dumneavoastră văd că vindeți legume, fructe. Sentimentul e mare. Sentimentul mare. Da. Știți că băgăm bani foarte mulți, dar câteodată azvârlim foarte, foarte mult. Nu câteodată, dar permanent. Adică nu se vinde, nu este vânzări. Mare parte mă refer, înțeleg că bananele și portocalele nu cresc la noi, dar vedem și cartofi și doamna spunea că mare parte cartofii sunt din Belarus și din Polonia. Da, da. Mult cartofi se importă, adică de-amă oamenii s-au săturat să crească, ei nu le mai iesă de-amă. Adică mulți au lepădat pământul, față când, înainte, când vreo 10 ani urmă lucram cu Ștefan Vodă, anii noi, acum mulți au lepădat. Dar morcovul, ceapa de unde? La Ștefan Vodă. Cel puțin ceapa în piață, cât da, de cât mai este. Morcovul, varză, așa mai cresc, dar cartofii, astea sunt mai... Ce mai este de import și noi credem că e cartoful crescut din Republica Moldova? Da, nu știu, import așa, citrușele astea, roșiile acum la momentul dat, dar restul așa, cartofii tot, da, Belorusia mai multe, dacă vreți să vă spun, astea e Belorus mai bun ca noastră. Da, da, sunt mai curate, adică nu străcate așa. Cu agricultorii colaborați din țară, cu cine, cu din ce raion? Mai mult din Ștefan Vodă. Și eu ce vă spun, cum o duc agricultorii? Dacă o lipădat o grămadă, cred că e greu. Eu așa s-o cot. E rentabil, nu e venit. Da, nu este venit, da. M-ați întrebat dacă întreabă Ghețu. Întreabă Ghețu aici în Căușeni. Dumneavoastră, încotro mergeți? Merg până la Ulsoaia. Cum e viața în Căușeni? E normal, ca peste toată Moldova. Probleme sunt. Problemele care sunt? Probleme vieții care le avem grele. Tot e scump, dar pensia e mică. Și când spun la televizor că ne mărești pensia chiar anul trecut cu 15%, de pildă de care e mai mică pensia, oricum nu mi-o adaus 15%, dar ei spun la televizor că 15%, a ieșit așa, cu 5% ne-a mărit pensia, nu ne-a mărit-o cu 15%. Chiar cum acum iar a transmis ca să mărească la... Dexară. Da. Da, și unul spune ca să mărească cu 15%, dar altul spune cu 46.2. Cum putem să-i credem? Ce pensie v-ar mulțumi? Eu, cum sunt singură o persoană, sunt bolnavă, mi-ar trebui cel puțin 4-5.000, pentru că, iată, acum am dat 1.400 numai pe 3 tipuri de medicamente. Și mai departe... În ce măsură credeți că politicienii înțeleg traiul unui pensionar? Că ei nu sunt, pentru că leafa le mare, leafa le mare, și stau în Parlament și numai discută an de an, fac politică toți, dar ceva ca să schimbe viața noastră, vor ca tineretul să rămână în țară. Cum să rămână? Puțin locuri de muncă, chiar care are de lucru, e foarte puțin, pentru că e imposibil, știți, e imposibil. Și majoritatea o leacă ne simte mai ușor când au un copil, oare mai au cineva care îi mai transmite din când în când cât ceva ajutor. Asta e. Dacă n-ar fi copiii mulți peste hotare, bătrânilor grele? Păi ar muri lumea de foame, dacă n-ar fi nimeni peste hotare din familie. Ar muri, oare s-ar ușide, oare ar fura unul la altul. Așa. E complicat? Tot e de complicat. Dar de ce la noi nu vor să recunoască lucrul ăsta? Și ei discută ani întregi și discută a lor, politica lor care se discută unul pe altul, dar acel care a greșit. De ce nu face mai bine? El vrea la putere, dar de fapt mai bine ca celălalt. Schimb de acuzații doar, vedeți. Da, da, schimb. Cum? Cine se gândește la popor astăzi? Avem politicieni în care dumneavoastră aveți încredere că pot schimba ceva? Mie mele cred că nu mă greșesc, undeva 90%, numai Maia Sandu. Doamna Maia Sandu,
a pornit ca să fac ceva pentru noi. Are susținere? Eu cred că da. Da, iată, din partea lui Șor, chiar la noi în sat, îmblă și să-i face acolo un semn, nu știu pe ce, pe o carte, pe o hârtie. Pentru ce? Pentru Șor, ca să devoteze lumea pentru Șor. De pildă nici n-am discutat lucrul ăsta. Și de Șor și le promite, ca să le dea câte 1000 de lei, așa am înțeles. Condamnat la 15 ani de închisoare, de pușcărie. Știm că duc. Da, bine, mersi, în Israel sau în Federația Rusă nu este clar încă. Cert este că și Bașcana, susținută de partidul Șor, a fost recent în Federația Rusă, a dat mâna cu Putin. Cum vedeți această întrevedere? Asta e o trădare. Copiii noștri sunt duși, dar au lepădat familii, poate copiii, cu bunei, cu astea, suferă, copilul suferă, bunelul suferă, când îl vede pe nepoțel că vrea mama, tata. Iată, ei nu se gândesc la așa ceva. Părinții tare suferă, că copilul crește și el, când crește, are alte idei. Și spune că când am avut eu nevoie de mata n-ai fost alături. Vedeți, adică nu, poate nu jur decât toți copiii în așa mod, că înțelege că mama l-a ajutat, a crescut mare, a avut de rând cu toți copiii o haină, cum știu acum, fel de fel de telefoane. Faceți corect politic, dar faceți ceva ca să rămâi copiii noștri acasă. Asta-i. De la TV8. Bună, doamna Ghețu. Măriți TV8, așa înțeleg. Da, dar cum? Eu vă, toată emisiunea dumneavoastră prăiesc. Văd că aveți un mărțișor în piept, păstrați stradă. Dar cum? Dar cine vi l-a dăruit? La nepoțăcă. Poțica. Da, ei mi-a dat o bunică, n-ați să iau unul. Să purtați până tot martie. Dar cum? A să-l pune mama un măr de finish și eu să-l pun la dânsul. Ce gând o să-l puneți atunci în pom? Cu gândul am o durere, să aibă băietul noroc. Fiul? Da. E în țară? Da. Aici acasă? Aici acasă. Nu v-a părăsit, nu a plecat peste hotar? Nu a părăsit că nu i-am dat voie. Noi suntem în stare, unde să mai ducă? Stă acasă. Dar și-ar fi dorit să plece peste hotar? Ei, clar. Am doi care sunt în Spania și el vroia să duc acolo. Nu se poate, măcar unul cu baba. Nu-i greu. Ați fost la copiii din Spania? Da. Am fost, am făcut nuntă acolo, am stat cu copilul 3 luni de zile. Am fost, e bine. Nu v-ați gândit să vă mutați acolo cu traiul? Nu. E mai bine la pământ la noi. Ar vii de afară, e foarte bine. Noi ieri la sat nu putem să stăm în colibă. Aveți fete, băieți în Spania? Da, am o fată și un băiet. Și 3 nepoței. Să vă trăiască nepoții și copii. Ca să fie bine și Republica Moldova, e nevoie de ce astăzi? De sănătate și pașe. Ia că și ai. Dar sunt și ce ușor pașe. Ce riscuri sunt astăzi? Pentru că spuneți pace, înseamnă că avem și niște riscuri astăzi, și nu puține. Care sunt? Bine, da. Hai, ne temem de tăticele aia, că care sunt riscuri. Doamna Sandu, eu fumie firul și stărui pentru lume. Dar multe, multe are. Piedici? Da. Cine le pun? Da, cine? E cei care au fost la conducere cândva. De ce nu se coagulează? De ce nu creează o forță comună? De ce nu vine în ajutor ca să prospere țara, să simtă neamul că... Ce nu vin? Ei și nu vin, ei nu vor și țara așa cum trebuie și cum Maia Sandu ne duce la drumul drept. Uniunea Europeană e calea corectă pentru țară? Cum? Da cum? Că de cât mai avem vă 2-3 ani trăit, poate și bine. Dumneavoastră o să participați la referendum în toamnă? Cum? Da cum? Eu pentru Maia Sandu am fost din prima zi. Ce reforme sunt primordiale de făcut astăzi în Republica Moldova? Pentru tineret mai mult și reforme, dar pentru noi reforme nu ne mai trebuie.
locuri de muncă să aibă, să le dea salariul acum mai mare, că cu 3-4 mii de lei nimeni nu vor să stai în țară. Și iată care sunt chestiile. Dumneavoastră unde ați muncit? Unde am muncit? Am muncit în vinderi. Acolo e alături, am muncit la zavodul de conserve 25 de ani. Da. Și apoi am lucrat aici în colhoz, dar cum era odată, colhoz. 19 ani. Muncă nu tocmai ușoară, muncă grea. Nu, e clar că e greu, dar așa să facem. Așa, o mărs înainte, încetșor, pe unii gine, pe unii rău, dar drumul s-a dus. Regiunea Transnistreană va fi integrată parte componentă a Republicii Moldova? Ar trebui că noi ne ducem la dânși că acum ne-a dus la noi acasă, dar noi nu putem, așa, știți, cu spaimă, cu... Un sfat pentru cei care sunt la putere? E să gândească și la noi, ia ca și sfatul îi dăm. Să gândească la bătrânet, numai să facă a lor interes și noi rămânem. Și mergem și în alte localități din țară. Bună ziua! Bună, bună! Stați un pic de vorbă. De la TV8, Natalia Ghețu, în mod special la dumneavoastră ce în localitate. Nu prea întâlnim oameni pe stradă, pe uliță, unde sunt toți? La loc, în pădure. La lucru în pădure? Da. Care în pădure? Da, e pe lemne, că am umeși. Nu, железна дорога face reparații. Mai circulă trenurile pe aici? Nu mai... Da. Cum? Только... Как их эти? Ну, товарники. Товарники. Только, да. Foarte rar. Dar cândva circulau și de pasageri? Era târg. Cândva era târg aici. Lumea era multă, dar mult. Calea ferată lucra o grămadă de lume la calea ferată. Tot s-a schimbat, tot s-a schimbat. Deci odată cu RSS-ul s-a distrus... Da, da. Toți așa acum. Toți au vrut să fie independenți, libertate și au rămas fără nimic. Dar eu sunt oaspete aici. Sunteți oaspete de unde ai venit? Nu, casa părintească aici. Ați venit la casa părintească, da. Din Federația Rusă? Am venit din Federația Rusă, dar am casă în Ucraina, dar nu se poate stres mai mult de 90 de zile. Dar nu riscați să fiți mobilizat? Ce vârstă aveți? Nu. Da, eu și mă. 73 de ani, cui trebuie? Eu m-aș da și singur, dacă m-ar lua. Cum explicați acest război? De ce, iată, două popoare care prieteneau, din păcate s-a ajuns la vărsare de sânge? N-am ce spune. Eu nu găsesc oameni care să mă înțeleagă că Rusia e agresor. Oamenii sunt diferiți, fiecare colui. Sau coate că America pe-ștate e vinovată, dar singuri nu fac nimic ca să știe fără America. Cine s-o stăruie? Toți hoții la putere vin, dar cine le dă voi? Tot eu, el, așa la... Când vom scăpa de hoții de la putere? Sau noi totuși îi aducem? Noi le dăm această... Noi, de fapt, le dăm puterea în mâini. Eu cred că oamenii nu se... cum consolidați fiecare cu părerea lui. Eu, de pildă, cum... Dar nici nu știu cum să spun. Dar în Rusia sunt oameni care înțeleg că asta e prostie mare, dar cei mai mulți cu banii. Dar cum explicați iată că totuși spuneți că și în Federația Rusă sunt oameni care sunt împotriva războiului? Cu siguranță este așa. Dar nu e majoritate, spuneți dumneavoastră. Nu se consolidează societatea pentru că el este frică? Care-i motivul? Care-i motivul?
Eu nu pot spun care e motivul ala aceia care au rețin pe Putin, dar dacă să luăm chiar și Moldova, sunt cum oameni bogați care se gândesc numai pentru dânși. Cum cultivăm gândirea critică? Iată, să faci distinție dintre bine și rău, dintre informare și propagandă. Nu, propaganda bună numai în Rusia este, cei mai bună din toată lumea. Acolo, cu adevărat, e propagandă. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, de cât timp sunteți plecat în Ucraina? De cât timp locuiți acolo? Casa am de mult acolo, dar înainte de război, de ghea, mi-a făcut vid na jetis. Credeți că în ce an se va încheia războiul? Toți ne dorim cât mai curând să fie pace. Mai curând n-a să fie de grab. Păi și, cum spun, idiot peredel mira. Păca ne uspăcoiața на одном конкретном месте, ну, по-моему, врё, как я, врёнка врё три аня смерга разбой. Я аж окрет. Республика Молдова ла фи околита де... У вас фи, депенди, кум вас стеруи, а ешьте дела, кум запад как захочет. Так и яры нас идеи армамент кум скади пентру pentru ucraineni, dacă a să ajungă și aici. Asta e scopul lui Putin, să ajungă aici. În Moldova? În Moldova. Și aici sunt oameni mulți care așteaptă ruski mir. Ce pot eu să spun? Dar cum vă explicați că, iată, așteaptă ruski mir? Cum? Fiindcă... Avem... Când avem vorbi despre politică, fiecare... Nu, la oameni le place Dodon, încă mai fiecare cu al lui ministru, cum să-i spun. Eu pur și simplu m-am dus de mult din Moldova, în anii 80. Am trăit în Rusia, dar mi-am făcut casă cu doilea femeie aici în Ucraina și sprinești că eu acum sunt venitic. Veniți. De la pensie. De la pensie? Da, de la poștă? De la oficiu poștă, da. Și ce sumă mare ați luat? 2600 și pe perioada are și 800 și trebuie să avem grijă în fiecare lună, să avem de rezervă pentru medicamente. Asta e cel mai important pentru un pensionar. Da, să ne facem rezervă. Dar mâncarea bunișoară, ceva pentru suflet? Cam știi, nu prea. Mâncăm și noi și mai ieftin. Dar v-am văzut... Mai ținem câte o pasăre acasă. Cum e viața unui pensionar în Republica Moldova? Știi, dacă nu mă vii copii, apă nu știu, mă zic că nu mă vii cu ce faci focul, da. Oric să... Ori pentru sănătatea, că eu am avut operație, 70.000 fost costisitoare. Mi-am plătit-o copiii. Deci copiii sunt sprijinul părinților. E bine când sunt părinți care au suportul copiilor, dar sunt bătrâni care, din păcate, fie nu au pe nimeni, fie nici copiii nu-i pot să-i ajute, pentru că și ei nu o duc... au nevoile lor, mai bine spus. M-am văzut pe bicicletă. Noi eram în mașină, dumneavoastră pe bicicletă. Mișcarea înseamnă viață? Da. Dar câți ani aveți, dacă nu-i 68. Ați vă văd la 100 de ani tot pe bicicletă, da, așa, venind frumoasă. Da, și eu așa, dar nu, la pat, nu. Multă lume aici cu bicicletele îmblă prin sat. La noi e satul drept și nu ideal, nu-i vale. Și tăți, drumul vieți că e bun. Dar ce schimbări mai sunt necesare în sat? Ce vă doriți? Canalizare? Eu nu-mi doresc nici canalizare, nasi, da, apă, am lumină, am drumul, ne l-au făcut. Se schimbă, nu e rău de trăit în Republica Moldova. După cum am trăit noi, care au fost în altă parte, spune că trebuie dorit mai bine, dar eu n-am văzut în altă parte, n-a fost nicăiure. Dumneavoastră tot de la poștă.
Da, tot la poștă. Dar sunteți la pensie sau încă nu? Sunt la pensie de mult. Eu am fost grupată și acum am trecut la, adică acum, cu vreo 7 ani în urmă, am trecut la pensie bine meritată. Dumneavoastră, cum repartizați pensia? Mare parte pe ce merg? O mare parte merge numai după medicamente. Și să vă spun ce este, chiar n-ai juge. 2000 de lei, cum primesc, că doar am fost grupată grupa a treia, scardeac, adică cu tensiunea și pensia foarte, asta, adică pensia foarte, asta, gruparea foarte mică era. Și la pensie, e clar că a fost mică. Și n-ai juge, clar că n-ai juge. Dar ce să facem? Bunișor, nu-l mai mâncăm niciodată, pentru că nu ne ajunge, într-adevăr. Și într-adevăr îi face ca vecina. Dacă n-ar fi copii psihotare, chiar ne-o pierde, chiar ne-o pierde. Asta numai datorită lor suntem în viață, dar așa nu am mai trăit. Sprijinul sunt copiii? Sprijinul e copiii, da, e clar că sunt copiii. Copiii revin acasă sau viața lor e acolo? Odată în an. Mă rog, așa și după situație, că au și copii, lucru și odată an vin să vadă părinții. Cât că e... Banii, mă rog, trimă dacă nu ne trebuie, că chiar ne-o pierde. E trist să auzim când părinții și văd copiii odată în an. Să înțeleg, pe telefonul ne salvează, da, cumva. Încă anca asta e vine. E vine că este internetul. Da, acum era telefonul și trebuie de plătit mult și e clar că era greu. Nepoții tot prin telefon, îi vedeți, da, bucur. Da, da, da. Nu îi strângeți la piept, nu... Da, da, da. Asta pe omul omoară, asta. Singurătatea? Singurătatea și dorul de copii, de nepoți mai ales, că noștri n-am avut când să-i ținem în brață, dar nepoții îi duși și nici atâta. Și e greu, da? Ce să facem? Copiii dumneavoastră unde sunt? În ce țară? În Canada, Italia. Ați fost la ei? Am fost, da. În ambele țări? Ambele țări, că vă spun cum. Ei trimit bani și ne ducem, că așa nu ne mai duci. Cum? Unde v-a plăcut mai mult? În Canada sau în Italia? Ca acasă, așa să zici, ca acasă nu-i nicăieri mai bine. Da, mă rog, dacă aici așa e situația, s-a dus și ne duci noi măcar câteodată la dânsă, să-i vedem. Când ultima oară ați fost în Italia? O 2 ani în urmă. Ce v-a plăcut acolo și v-ați dori să fie și la noi în țară? La noi, cum să vă spun, la noi poate lipsa asta de bani, lipsa asta de neajunsuri. E ca, asta e stresul, este cel mai mult. E ca și ar trebui să fie și la noi, să fie bani. Să, adică acum nu sta chiar mult, așa să zicem, în bani mulți, în venit, da? Măcar să, prima necesitate să o avem. Cei de la putere spun că fac reforme, sunt pe drumul reformelor. Cum vedeți că se descurcă? Eu deodată, eu nu vreau să vorbesc nici rău, nici bine, dar noi de la sate, reformele încă nu le sănțăm. Pentru că dacă, de exemplu, eu așa, asta e părerea mea, inflația anul a fost 30, dacă nu greșesc, și pensia s-a mărit de 15. Anul ăsta, am auzit, eu nu știu, și asta e părerea mea. Să aude că să mărească pensia cu 6. Nu, cum poți trăiești un om de la țară, cu ce trăiești, dacă așa de mărită? De ce la miniștri, la alții, la toți oamenii, li se mărește așa de mare ăsta, salariu, dar noi la pensie, dar lasă-mă din să-mi scoat la vară, lasă-mi în puști și el mai bine să fie, dar cu ce trăiem noi? Păi ne mulțumește că nu este un echilibru. Da, da. Dacă, de exemplu, zici că inflația e 6, să ne dă 6, lasă-mi dă-i pe anul trecut, a fost cu 30, lasă-mi dă-i echivalent, lasă-mi diferența și lasă-mi dă-i anul ăsta. Dar nu numai miniștri, dar și ceilalți care au chiar. Și sunt, nu au făcut cu eficientul, eu nu știu cum, nu sunt chiar buhalter, dar cu eficientul ăsta, nu l-au făcut corect. De exemplu, dacă ești la sat, ai lucrat la sat, ori la fermă, unde ai lucrat, s-au pus cu eficientul mic. Și când ești la pensie, clar că ești cu o pensie mică. Așa mare au câte 100 și ceva, așa e 10. Și ei, ca cum îi scoate din smântână, e băgat în unt. Ia ca cum îi. Mă rog, eu greu, simplu, crediți așa cum este. O luptă cu corupția vedeți astăzi? Da, mai ales o văd, o fac și eu, o văd așa, mai ales în justiție. Foarte bine se vede mâine, după masă. Nici o schimbare? Nici o schimbare, nimeni. Nici nu a făcut nici domnul Litvinenko. Atâta încredere am avut și în
înteți, și în Gavriliț, și înteți, și băi, luptați fără la urmă, luptați fără la urmă, dar noi ieși la sat, chiar ce-ți facem? Și aici la pensie. Ce-ți facem noi cu aici? În toamnă urmează să fie organizat un plebiscit, un referendum în care dumneavoastră și întreg poporul din țară trebuie să spună dacă integrarea europeană este calea corectă. Dumneavoastră o să participați? E, nu știu, chiar aici nu știu. Știți, este așa, mă duc nu mă, la votare, mă duc, nu mă duc și nu mă gândesc, știu, așa și eu o să fac, aici să mă gândesc. Da, nouă ne trebuie integrarea europeană, dar numai nu știu cum, nu văd acum referendum, eu știu, dar iară mare cheltuială, aiurea o să fac. Mai bine așa, după drumuri? Părerea mea. S-ar face drumuri, ar mări o leac piese mai mari, să aibă lumea, să-i vioai, să aibă... Dar așa eu nu văd aici schimbări, nu văd, chiar nu văd. Dar e pregătită Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană? Nu. Mai avem de mult. Mai este mult, încă foarte mult. Vă spun, întâi dacă s-ar începe cu justiția, ies la întormerii. Da, în primul rând acolo. Chiar ar trebui în justiție să fie. Că de acolo tot se începe, de acolo tot se începe. Toți noi așa suntem simpli, nu suntem cum suntem, dar într-adevăr de acolo ar trebui. Una singură, doamna Maia Sandu, nu poate să facă nimic. Cine pune piedici astăzi, doamne Sandu? Dar cât sunt de ăștia care sunt cu rușii, de exemplu? Cât sunt? Chiar și la noi în țară, cât sunt? Socialiști, sunt în cărămășiță mașcate și întărătate aici, la noi în țară, de la Partidul Democrației. Sunt mulți. Dar cum se face că, iată, oamenii spun că chiar aici în sat am discutat că unele schimbări din localitate sunt pe bani europeni, dar pe de altă parte vor cu o apropiere Federația Rusă. Da, dacă sunt bani, dar știți ce, banii nu se ajung. Da, el poate ține și ține, se duce, mă rog, cu Uniunea Europeană și așa, dar când aude de exemplu, de o manifestare, de o grevă, se duce cu ușor, se duce la, pentru că acolo îi plătește. Dar nu e dacă nu-s bani. De ce se vânde omul? El pentru bani se vinde. Ia ca de ce să vin, pentru mai. Și nu ne ajunge, dar noi, mă rog, dacă avem copii în Europa ăsta, da, în țări, noi nu vedem cum străiește acolo. Noi și vedem cum e acolo. Nu chiar așa, chiar să vin țară, nu-i normal, eu așa cred. Am văzut că am cutreierat un pic localitatea, foarte multe case părăsite, case mari, frumoase, îngrijite, dar la care stă lacătul. Credeți că cei care au părăsit... Și-a părăsit ca dacă se vor reveni? Nu o să întoarcă niciodată. La ce se întoarcă? La sărășii? La sărășii se întoarcă? Nu. Un sfat pentru cei care sunt astăzi la putere? Da, să lucrezi mai mult cu justiția, să lucrezi mai mult cu corupția. Într-adevăr, ar trebui schimbări foarte, că dacă n-a să lupte și n-a să facă nimic, lumea nu mai cred, să aibă încredere și să-i aleagă. Asta e părerea mea. Vă mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, dacă doriți să ajungem și în localitatea dumneavoastră, lăsați-ne un comentariu sau scrieți-ne un mesaj pe pagina de Facebook a emisiunii Întreabă Ghețu. La revedere!